uite, eu acolo am făcut poarne. Nu știu că tot nu trebuie să da. De acolo am ia uite la bădăuși aici. Vă mare, de ce e unul, nu exagerez, dar cred că are 500. Băi, ia uși, 500 de chile. Are, 500 de chile ursul? Da. În zona aici? Unul negru, ai zis ăsta, maronină. Ia uite aici, oameni buni. Oameni buni, bine ați venit pe canalul Fane și Câinii. De-abia mai gâfuim, am urcat până în vârful muntelui să ajungem la Adrian Mirică. Am arătat și peisajul ăla și ăla. Și că aici, nu vă exagerez, e plin, plin de urși. Ne-am aventurat până aici. Ia uitați. Ce nu facem noi pentru canalul? Scuze gâfâiala, dar... E rupere până în vârf aici. Hai să vedem, să ne întâlnim cu oile și câinii. Ia uitați priveliște. Bronzul de munte. Oameni buni, deși Adrian ne-a dat niște indicații, ne-a rătăcit pe aici. Nu știm pe unde suntem, în mijlocul pădurii. Hai că-l sună. Au început să se audă voci dincolo, cred că vine Adrian cu câinii și oile încoace. Uite că în sfârșit ne-am întâlnit cu băieții! Hai de, Adrian, era să ne mănânce un urs aici, l-am auzit în pădure. Nu vom mânca, că e prieten de-al nostru. Da. Știam care a fost ultimul. Iau, au venit câinii, ne-a salvat Adrian că săreau pe noi. Da, și capătă cu bățută. Păi dacă am văzut că-i luat la fugă... Păi stai drept, bățul, eu n-am băț. Eu nu pot să mă apăr. Așa-i pun bățul în față, doar vreau, mușcă de-n băț. Na. Da, dar e posibil să vă poată tăbări dacă mă duc într-o. Au ce e aici? Hai nu vă. Te știi, nu? Hai. Au te dă părul jos. Nu, și bucă la aia, e groasă, ceapă. Ei ne păze pe rele. Ia uși. Câți ai cu tine? Câți? Da. Îi numărăm, dar nu știu. Mai sunt și cei mici. Adrian, aici fără câini ești terminat de urși. Nu poți să stai, nu? Nu, eu știu de unde apare, e foarte mult de siș. Și nu știu de unde apare ursul, în general urs. Sunt da. Și lupi. Sunt și lupi, am văzut lupi? Și lupi. Da, și lupi? Da. Am văzut, a și venit la... Ce a văzut să vină la ui. Nu știu tot ce am venit. Dar... Suntem bine cu ei, avem noroc. Da. Ei le păzesc. Și noi, dar... Da, da. Aute, băi, fane câine, cum e să-i stai, fac un dar. Hai să nu mă ia până să-l prinde. Asta era sărat aici. Da, e vrem, ce? Sunt frate. Vasilii, până la urmă, să-l dea pe ta, nu? Păi ia să-mi se vine scapă. Da, mă. O să vină și uite. Ui, în scapă. Dar ce dracii așa, e că s-a zis, gata, mă, știi, 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 gata. Stai tot acum, tot din aici. Miroase a mistreț aici. Și ursul miroase urs, tot am la mașină, că-i cald să bag în urmă. Ia vedem că se uită ăla în jos, încolo. Ioane, fă cu mâini. Salut, Ioane! A trăit. Aude câini la oamenii acolo. Ia uite-i. A auzit ursul. Da, aude câinii la noi ce-i acolo sus. Ciobănești românești, fani. Da. Ăștia sunt. Ăștia sunt ai noștri. Îți dau viață.
Rămâneți în continuare, că o să ne povestească Adrian niște întâmplări reale cu ursul. L-a salvat și obănești. Rămâneți în continuare pentru ceva interesant. Da. Poate într-un clip viitor urmăriți pane și câini. Frascu, ăștia era cățeaua. Ce? Da, mă, dar sunt un braz, mă. Ce culoare. Ce culoare are, mă fac mai văd, sunt... Prăsuri, cărun. Prăsuri. Ia uitați ce e aici. Peisajul de la Sumănic. Dacă nu dai, mă, până va fi, ce-i zăpăcit. Ei, nu, da. O, ce frumos să vedem, băi, și toată spa. Uite, ca aia am mirosit. Nu m-am mirosat apur, ce e ăsta? Nu știu, hai, nu știu, mirosat apur. Uite, să vezi cum plec. La luam, eu. Da, mă, bă, adevărat, că fără câine ai. Ioane, poți să le sucești de acolo? Le faci în jos, pe groapa. Da, da, e mult și vezi că ești căscuus, căscuus, unul cu coada, altul cu patra, altul cu părți, lateralul. Să cam căscuile pe mea de-aia. Nu, 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 nu. Uite! Atât de lăsat pe aici, da? Să vedeți aici! Asta! N-are miros încă așa de... N-are. Mai trebuie și după anul ceva. Te uitați la. Este așa frumoasă, mă, după ăla asta. Asta-i cățeaua aia bătrâna. Da. Care făcea friză. Acum va să ne facă priză nouă. Ce, da? Uite, aici a lovit, a fost lovită de porc, a rămas o gâlmă. Mistrețul a lovit-o? Da. Să bagă bine, la sărbătiți. Ia uite țap frumos aici. Ia uite țap frumos aici, mă. Carpatini, și în fața lui încă unul, două, trei la rând. Da, 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 da. Iauși! Avem aici doi metiți de anglo. Ăsta e metiț de anglo? Negru, breaz. A, da, se vede la ureche, da. Dar și la bot, are bot. Uite. Aici are un carpatin. Care a început să miroase. Acum, da. Tot au mirosul ăsta. Da, da. Chiar dacă nu se arriva, dar mânte, chiar dacă e tot. Uite și un barac aici. L-avem și pe Gigel în spate. Sobanu. Vă salut, domnul Gigel. Da, năprilește, vezi? Dar uite ce e blană de la alta. Face alt părcăl, mai de vară, așa. Cel de pe ăsta, uite? Eu nu l-am depănat pe video acum. Dacă nu te-ai adus pe sala, zi-mă. Dacă nu le-ai și pe sala cu el. E cald, bă, ce rău e de căzut. Nu de căldură, că e mai părăit, dacă a plecat așa la fața la oile. Da, așa. Nu pregetă. Hai să nu mă capseze. Ovacu, ovacu. Mai țin mâini. De tine, nu vă spun să-i de tine. Legule! Ce fain, mă, eu sunt. Chiar că mă știi, nu? Mă știi, mă? Te știe, Ovidiule, a? Sunt
de apă nu se face, băi. Prima voce pe care a auzit-o. E frumos, bă, mie place lucrurile. Așa e, că nu mă dăm încălcat de el, vă zic eu. Nu m-am încălțat prea tot în teren. Cătoare de aici, acolo. Stat un pic o parte asta. Am ieșit de și căței. Bună. Are miros. Și frumoasă, rău. Bine că acum ea mai trăgită din cauza la burtă. Ține Andreea acolo. Dacă nu m-am încălțat. A trecut cu animalele așa, a plecat cățelele în sus și l-a scos până în grădinile alea pe aici. E un boldan de cătini, așa, de broci. Acolo ești în sus și ești aici. Un singur lup? Era un singur lup? Unul singur. Era unul singur. Băiatul ăsta de cu stâna peste deal a spus că cam doi umblă, sunt doi. Dar unul singur am văzut. A, deci l-ai văzut, cam cât de mare e așa. E mare, da? Pârlul înalt, așa slăbuț, urât ca, da, ca și făptură, așa, da? Da, jigărită. Dar trântește, face prostii, unde prinde, unde găsește punctul slab, face stricăciuni. La cele mai mari stricăciuni ursul le face, nu? Problema cea mai mare e ursul. Aici, în zona asta, ca și populație, e mult mai densă populația de urși. Aha. Nu ne-am făcut stricăciuni, dacă se duc câinii, îi găsește în pădure, am intrat la ei, am gonit, că trebuie să ne apărăm cât de cât pășunile și unde pasc animalele. Că... Pășuni, trecători. Trecători mai ales, traversăm pădurea asta toată aici, de acolo aici, de aici acolo și au culcușurile lor, sunt și ei. Da. Gasperiți. Și cum era să te prindă? Oamenii nu mai... Și aici, în zona asta, Adriane, zici că le paști. Da, toată zona asta se vede. Unde se văd acolo poenile alea, pajiștile alea, până jos la case. Aha, deci până jos la casele alea acolo. Da. Acolo sunt. Și în partea asta la altă, aici? În partea asta la altă o să ne mutăm aici sus, după nuci. Ăștia se văd acolo sus fețele alea. Aici îi considerăm munte, când urcăm în munte. E mai abrupt aici, ha? Mai abrupt, deja intrăm sub pădurea mare, unde... Acolo, fețele de sus, acolo sunt. Da. Sunt poeni frumoase. La vulpe. La vulpe, zice. La vulpe. Da. Dar e împădurit, destul de împădurit aici. S-a împădurit foarte tare, da. Chiar s-a împădurit, nu știu, probabil că e și zona de așa natură de mărăciniș. Animale puține, n-a mai lucrat omul pământ. Dacă și... nu mai lucrezi, se degradează. Și aici este și mistreț, nu? Sunt mistreți. Săptămâna trecută am pierdut o cățelușă de 5 luni, chiar aici, în pădurea asta, sunt niște plantații de făgătiși foarte des. Da? Și au intrat, ei n-au știut să apere, să ferească, cei mari s-au ferit și ea... Ne-am trezit cu ea că nu mai a venit la obor după ouă seara. Și am zis, bă, ceva s-a întâmplat, că știam că e foarte, foarte iute, ea nu prăjeta, nu rămânea urmă de animale, era foarte iute. Și m-am întors cu Ion, băiatul de la animale. Am întors să o căutăm. Da. Și el a zis, ce merge și plecăm de la punctul unde am auzit mistrețul. Haide! A văzut mistrețul aici în groapa asta, am intrat amândoi cu lanternele și la 5 metri de culcuș am găsit cățelușa. Era deja mațele afară, dar am luat-o într-adevăr, am luat-o în brațe, am dus-o la cabinet și a cedat pe masa de operație, n-am mai rezistat asta. Am înțeles. Da. Acolo. Domnul doctor a spus că face tot posibilul, dar nu s-a mai putut face nimic. Asta este, sunt și pierderi. Da. Mai ales animale bune, care îți intră la suflet, care îți faci treaba cu ele. Dar ce da. Să zici, așa e în orice meserie, și risc, și corect. Pierderi, și așa este. Bucurii, și fericit. Mai mult da. Cățelandrii pierd sau...? Mai mult cățelandrii, pentru că nu știu să se apere, până trec prin toate întâmplările astea, până învață să se ferească, până așa mai se pierd ei. Și uite... Asta e frumos, bun, da. Are urechile alea. Mai a câinii lui Cătălin. Dar e bun, să bagă, ce? Sunt vreme jumătate. Uite, balegă de urs acolo. O, ce abrupt e pe aici, măi, oameni buni. Bine că și din galbena nu mi-a ieșit niciunul cu răbun. Tot